curățenie? Nu, nu începe curățenie. Să știți că eu... toată ziua cu el desfăcut și ținută mâncare în el și în cauza asta se încălcește. Bună vlog! Bine ați revenit la un nou video! Sunt azi de la 4:50, am să inserez aici câteva cadre cu mine dimineața la 5:30. Măi, cum v-ați putut să vă treziți la 4:50? Hmm? Voi n-aveți somn? Nu! Nu? Am gâtul prins, puroi în gât. Au terminat copiii și acum e rândul meu. Voiam să vă zic că ai mei s-au trezit la 4:50. De fapt s-a trezit iară la 4:50. Și a început să plângă. Ca să stăm cu toți în aceeași cameră, am luat-o pe Tiara în pat și am zis să dormim toți trei. Că mi-e și dragă, mi-e și dor să dorm cu ea. Și am luat-o în dormitor. Și a început ea să zică, mi-a trecut bubița, nu știu ce, că ieri a făcut o bubiță la degețel. A început să zică, mi-a trecut bubița, mami, nu știu ce, mami, la la la. Și bineînțeles s-a trezit și noua. Du-te repede și ia granulele de acolo să nu le verse. Și din cauza asta, ai mei copilași au ochii mari. Și ne începem ziua, bineînțeles. Mami, mi-a secat cotul! Ne auzim? Între timp, m-am pregătit, m-am aranjat. L-am băgat pe noua la somn. Mi-a făcut rutina. M-am împletit. Am împletit-o pe Tiara, ați văzut mai devreme. Și continuăm ziua. Vreau să vorbesc puțin cu voi și să vă spun că sunt foarte multe persoane aici care mă urmăresc, dar nu sunt abonate. Și dacă faceți parte din categoria acelor persoane care mă urmăresc constant și nu sunteți abonați, vă rog să o faceți, adică și așa mă urmăriți. M-ar ajuta foarte mult și m-ar motiva să continui ceea ce fac aici. Odată cu numărul mai mare de abonați, vin și comentariile mai răutăcioase, bineînțeles. Vin și comentariile de tot felul. Și pozitive și vă apreciez foarte, foarte mult pentru faptul că vă faceți timp să-mi vizionați vlogurile și pentru timpul acordat întocmirii unui mesaj, că eu știu cât timp ia să te uiți la un video, să dai și comentariu, știu foarte bine și apreciez foarte mult persoanele care îmi comentează. V-am spus, dacă nu reușesc să vă răspund, vă dau acolo inimioare și să știți că sunteți în gândurile mele și mă bucur tot timpul când primesc astfel de mesaje de încurajare în care îmi felicitați copiii, mă felicitați pe mine cum sunt. Vă apreciez, vă mulțumesc din suflet. Tind să țin cont prima dată de asta pentru că sunt mai mulți oameni care mă apreciază pentru ceea ce sunt, pentru cine sunt. Dar sunt și comentarii răuțe care nu știu de ce efectul ăsta, nu-mi dau seama de ce comentariile rele, parcă e un munte de comentarii bune și vine un comentariu rău și se cațără pe muntele ăla și ajunge în vârf. Nu-mi dau seama de ce se întâmplă asta și pentru câteva ore mă las afectată de comentariile alea, că cineva îmi spune, mi-a spus să le șterg fără să le citesc. N-am cum, nu am cum să le...
șterg fără să le citesc. Nu știu, mă împinge o forță din interior să le citesc. Și din cauza asta mă las afectată de ceea ce se zice. Da, voiam să vă spun ca femei. Da, asta e nișa mea, de asta mă adresez vouă, femeilor, mamelor, mămicilor. Nu mai comparați, vă rog eu mult, nu mai comparați, nu mă mai comparați pe mine. Atâta timp cât faceți comparații între un străin cu un alt străin, mă gândesc că vă comparați și pe voi cu altcineva. Mă refer aici la persoanele care fac comparații. Fă și tu vloguri ca persoana respectivă, pune și tu muzică ca cutăreasca, vlogul tău e nașpa, pune și tu nu știu ce ca cutăreasca. Asta zic, nu vă mai comparați, nu mai comparați oamenii, nu vă mai comparați copiii, pentru că tindem să ne comparăm și copiii, inclusiv eu am chestia asta și încerc să nu o împing spre latura asta pe Tiara. Uite, mami, și fetița are bluziță și uite, și fetița este îmbrăcată. Încerc să nu o împing spre latura asta, că să o compar, că ea n-are și el are. Așa că vă fiți un pic mai, nu știu, fiți mai buni. Dacă nu vă place de cineva, nu îl primiți la voi în viață. Adică, sau eliminați acea persoană din viața voastră. Așa și cu conturile de YouTube. Dacă tu, ca persoană care mă urmărești, nu mai relaționezi, nu mai rezonezi cu ceea ce transmit eu, ești liber să nu mă mai urmărești. Nu mă supăr, vă jur că nu mă supăr. Vreau să-mi formez aici o comunitate de oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu mine. Sunt conștientă că ne schimbăm gusturile pe parcursul vieții și eu mi-am schimbat mult gusturile și pot să accept faptul că astăzi poate să-ți placă de cineva și mâine să nu mai poți să suporți persoana respectivă. Pentru că și persoana aia s-a schimbat, poate, dar asta vreau să vă spun, nu vă mai comparați, e cea mai mare greșeală, pentru că în interiorul nostru se formează niște frustrări îngrozitoare. De asta eu, canalul meu e despre mine, asta este autenticitatea canalului Mădălina Blaș, pentru că este despre persoana mea. Nu încerc să copii pe nimeni, nu copii pe nimeni și nu aș vrea vreodată să copii pe cineva, poate dacă o fac, o fac neintenționat. Mi-ar plăcea tare mult să nu vă mai comparați și să nu mai comparați persoanele din jur. Într-o altă notă, să știți că mi se zice că vorbesc mult în vloguri. O parte din voi apreciați chestia asta, o parte nu apreciați chestia asta. Cele care apreciați, vă mulțumesc foarte mult. Chiar mă uitam la vlogmasul de anul trecut și vedeam cât de greu îmi era să vorbesc. Și acum cât de fluid vine totul și conversația parcă decurge de la sine. Persoanele care zic că vorbesc prea mult, dacă nu vă place că vorbesc prea mult, dați la partea în care vă place, dacă vă place ceva, că dacă tindeți să criticați faptul că vorbesc prea mult, automat tindeți să criticați absolut tot. Și dacă eu aleg să dau prea mult din casă, să știți că e alegerea mea cât vreau să dau. Dacă aveam vreo problemă să-mi etalez viața pe YouTube, pe social media și mă deranjau criticile persoanelor care mă cunosc de la muncă, foști profesori, foști colegi de clasă, foști colegi de liceu, de facultate, nu făceam ce fac acum. Adică eu, dacă ies să mă întâlnesc cu un fost profesor care mi urmărește videorile și vede că în casă la mine este un haos de nedescris, mă uit cu mândrie, pentru că nu transmit altceva decât ceea ce sunt acum. Așa că mie nu mi-e rușine că mă întâlnesc cu nu știu care și mi-a spus, am văzut nu știu ce în vlog. Așa, da? Și ți-a plăcut? Adică nu mă ascund după toate rudele, știu canalul, toți vorbesc despre asta. Unii bârfesc, unii nu bârfesc. Unii zâmbesc prin față și prin spate spun anumite lucruri. Credeți că mă interesează? Nu mă interesează deloc. Deloc. Mai apreciată sunt de persoanele străine decât de rude și cred că asta se întâmplă peste tot. Rudele te critică, iar persoanele străine te apreciază. Asta e ce am sesizat și cred că o mare parte din voi ați trecut prin asta. Așa că să știți că nu mă interesează dacă cineva mă vorbește de rău. Chiar nu mă interesează. Sănătate urez tuturor, indiferent dacă mă plac sau nu.
Este foarte normal și foarte omenesc să te placă oamenii și să nu te placă oamenii. Ar fi prea plictisitor să ne iubim toți. Să fim toți, vai, ce frumoasă ești, nu știu. Ar fi, parcă ar fi prea banal, parcă ai vrea un pic de piper, un pic de iute, un pic de dulce, un pic de acru, un pic de... Știți? Adică așa suntem și noi, soiurile de oameni. Precum condimentele, un pic mai acruțe, un pic mai iuț, un pic mai amare. Ce să-i facem? Depinde de noi cum vrem, din ce categorie vrem să facem parte, din alea dulci sau din astea amare, iuți și acide. No, bun, haideți că am început cu o notă pozitivă într-o zi de miercuri. Mai trebuia să purtăm și discuții de genul ăsta, nu? Și să trecem la treabă. Tiana mă bate la cap de pe undeva de pe la 5 dimineața să punem hainele ce le-am călcat ieri la loc. Așa că o să o iau pe ea, o să facem împreună lucrul acesta. Am o idee de activitate genială, dar o să o fac pe 1 decembrie cu Tiara, pentru că e așa mai Christmassy. Și am și postat vlog nou, dacă tot m-am trezit la 4:50. Am editat jumătate de oră, am dat video la export frumos, frumos, am băgat copilul la somn, am pus video pe YouTube, îi dau publish la ora 12, pentru că de obicei între 12 și 2 public videoclipurile pe YouTube, iar ai grijă la trepied și sâmbătă și duminica, dacă postez, între 3 și 4. No, bun, haideți că începem curățenia. Curățenia? Nu, nu începe curățenia. Să începem să facem ceva. Nu știu, parcă e prea plictit. A vorbit prea mult, să facem treabă. Asta trebuie în bucătărie. Hai, să vedem. Asta în bucătărie. Asta în bucătărie. Oh, oh, pampersul. Ia tu pampersul de jos, te rog. Așa. Mulțumesc, mami. Și bluzițele trebuie în cameră la mine. Așa este. Ia bluzițele și du-le la tine în cameră cu grijă în sertar. Și eu duc prosoapele în bucătărie. Astea. Da? Da. Bravo. Și eu iau pantalonul și tăi și duc și pe ei. Mama, pantalonii mele! Uite, ține-i tu pe ăștia. Bine. Așteaptă și eu iau pe aceștia. Să-i punem în locul lor. Poftim. Imediat. Mai sunt pantaloni? Nu mai sunt. Mai sunt pantaloni de la mine? Nu mai sunt. Hai, închide. Bravo. Haide. La nouă trebuie pijama la mama. Așteaptă că tati a umblat aici. Și când umblă tati aici, face un mare haos. Înțelegi? Da, înțeleg. Bine. Poftim. Haide. Mă duc la anunță de la... Da, o să le punem în al treilea sertar. Al treilea. Al treilea. Ăla-i primul. Ăsta e al treilea. Da? Și până aici. Asta trebuie la al treilea. Al treilea. Al treilea sertar. La al treilea. Așa. Și acum în primul sertar. Stai. Stai, stai, stai. Și prosoapa. Și prosoapa asta. Prosoapa asta? Da, prosoapa asta trebuie la bucătărie. Ia. Punem-o la guriță. Pune-le la bucătărie. Da. Acum. Acum, Alicia. Eu mi-am pus aici niște pate pe pâine și aici am pus și eu o felie, am trântit practic o felie de brânză topită. Pentru că mi-e foame, sunt trase de la 5, ați auzit numai. E 8:30, iar am mâncat lapte cu tăiței, atât a mai rămas din porția ei. Și mie mi-e foame, trebuie să le dau și antibioticul copiilor. Și nu știu dacă vă puteți imagina cât de gri este ziua asta, e o zi gri. Nici nu plouă, nici nu ninge, nici e ceva mohorât așa. Nici nu plouă, deci e un fel de umiditate, nu știu să vă zic, e ceva afară. E ceva superb, ce să zic.
Stai să stau așa, că e așa de întuneric afară, ziceți că e 4 după amiază. Voiam să vă spun că nu trag tare de mine astăzi. Cât reușesc să fac, fac, cât nu, nu, adică am timp, o viață întreagă să le tot fac. Asta voiam să vă zic. Mâncare am de ieri, că am făcut gulașul. Brioșe mai sunt una sau două, nu știu dacă am mai mâncat iara. Pentru nu am deja pilaful de ieri, deci mâncare nu mă ating de mâncare astăzi. Mă gândesc să coc ceva astăzi. Dar să văd în funcție de, nu știu, de starea mea de spirit de după masă. Aștept să vină soțul la casă, că el a avut o cursă și trebuie să se întoarcă. S-a trezit pe la 4 noaptea și cred că ajunge pe undeva pe la 10, dar să vedem. Și astăzi vreau neapărat să fac ordine în camera fetei. Asta îmi propun sigur. Vreau să fac ordine în camera fetei, că ați văzut aseară ce era. Vreau să dau un pic cu aspiratorul, cu mopul și vă zic de ce vreau să fac ordine în camera fetei. Pentru că vreau să mut comoda din living în camera ei. Mai e puțin până la vlogmas, mai e puțin până pe 1 decembrie și profit așa să mai rezolvi întrebări. Bine, la urmă, la Filip. Uitați-vă, s-a trezit. S-a trezit noua. Da, s-a trezit. Hârcâiala asta mică. Of, nu-i mati și să hârcâiala asta. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around. Da, stai să vorbesc un pic cu vlogul. N-am mai vorbit cu voi de vreo 3-4 ore, nici nu mai știu. A venit soțul la casă și eu m-am trântit în pat. M-am simțit atât de rău, dar atât de rău ce m-am simțit. Stați un pic că nu are ceva în gură. M-a luat așa un rău, tremuram toată, mi-era frig. Mă dor, inclusiv acum mă dor mușchii. Doare carnea pe mine, sentimentul ăla, senzația de... Da, toată carnea mă doare pe mine. Și... Sunt foarte vezi, dar te doi cu toată carnea. Știu, mami. M-am dus în pat și m-am întins și am dormit așa pe bucățele. Jumătate de oră după aia m-am trezit, iar am dormit jumătate de oră, iar m-am trezit, iar jumătate de oră m-am trezit. Soțul a plecat din nou la muncă. Bine că m-am odihnit un pic, dar tot secată de energie sunt. Tiara mă tot roagă să-i fac un cord. Ea e pasionată de cord. Vreau să-i fac cord, dar înainte de asta... Sunt pasionată să zic, vreau cord, vreau cord, vreau cord, tot timpul vreau cord. Tot timpul vrei, dar vreau să aspir un pic canapea. Surpriză neplăcută astăzi, iar s-a luat apa. Stai, mami, la ce vă vreți să vă rupă că vine căsunul. Căsunul nu vine astăzi la noi. Și noi a ieșit și tata a ieșit. Avem medicamente unde? Nu mai sunt medicamente, că am terminat tratamentul. Cu 23 de minute înainte să se ia apa, au anunțat cei de la ApaServ că se va lua apa. Și soțul când a venit acasă, doar a văzut că pe la 10 a venit soțul acasă și acum e 1. Acum 3 ore am vorbit cu voi. Soțul a constatat că nu mai e presiune la apă și automat s-a luat apa. Atât s-a umplut în cadă ca să avem pentru WC-ul. Dar vasele în bucătărie au rămas așa cum au rămas. Iar te rog, lasă-l că se enervează, mami. Da, haideți să ne auzim.
Da. Și acum puneți plușurile în pat, în cort. I-am făcut cort. E pasionată de asta. Aici e intrarea. Da, să vedem. Hai, fă și aduți plușurile. Să știți că eu am făcut edamame cu sare și trase la tigaie cu sos de soia și usturoi. Astea sunt mult mai bune. Mult mai bune. Și vreau să vă zic că și Tiara mănâncă. Surprinzător. Chiar surprinzător. Sunt geniale. Dacă știam de existența lor, știam de existența lor. Dacă le încercam mai devreme, era perfect. E bun! Da? Da. Ia mai papă. Ce voiam să vă spun, că tot primesc mesaje de genul că iau o pauză, nu mai fă atâtea, că nu știu ce, nu se vede că ești obosită. E normal să fii obosită. Mi-a zis cineva că iau o pauză, că ești foarte obosită și că nu știu ce. Oameni buni, sunt obosită pentru că copiii mei au fost bocnă de răciți. Adică au fost răciți la nivelul maxim. Și abia acum au început să-și revină, nu? Abia acum doarme din ce în ce mai bine. Doarme ca înainte, să zic. Deși, vedeți? Tu și ești mult mai bine. E ok, dar... numai cine nu-i părinte nu înțelege că sunt perioade și perioade. Cine știe, adică cine și realizează, pe lângă ce fac în casă, că fac mâncare, curățenie, calc, mai stau și 3-4 ore pe noapte și editez. Adică persoanele care se iau de mine se iau de faptul că fac prea multă curățenie. Bravo! Stinger! Nu se iau de mine pentru că stau și editez ca nebuna 3-4 ore noapte. Se iau de mine pentru că fac curățenie, mâncare și strâng de prin casă. Astăzi n-am strâns nimic pentru că nu m-am simțit în stare. Adică reveniți-vă, oameni buni! Nu-i totul despre curățenie și despre mâncare, să nu vă imaginați. Că n-am timp pentru mine. Astăzi am dormit 2 ore jumate sau 3 ore. Mami, da? Mi-a foame! Imediat, vine tati și încălzim gulașul, că tati vine imediat. Hai!